Profesorii din Roșia de Amaradia susțin că au primit deja înștiințările de la instanțe cu hotărâre definitivă și favorabilă în sensul încasării banilor, care reprezintă drepturi salariale și sporuri neluate încă din anul 2007. Sunt niște drepturi salariale neacordate. Efectiv, începând din 2007, trebuiau să ni se deau niște drepturi salariale, adică să se aducă în quantum, nu știu exact cum să vă explic, dar pur și simplu erau 6% în prima decadă a anului 2007, 6% în a doua decadă, apoi majorarea cu 50%. Drepturile salariale le-am câștigat în instanță, primăria a hotărât că o să ne dea acei bani când nu se știe de. Așteptăm și noi. Sunt unele drepturi care le-am câștigat din urmă, dar nu s-au alocat nici până acum banii necesari. Viitoarele drepturi care sunt tot câștigate în instanță, așteptăm. Altceva nu pot să vă spun mai mult nimic. Cât ar trebui dumneavoastră să primiți, dacă știți care este cuantumul? Din câte am auzit de la colegi, suma care mi-a revenit mie se apropie la 100 de milioane. Primarul din localitate spune că le va da banii profesorilor, însă în trei tranșe. Prima în anul 2012, a doua în 2013, iar ultima tranșă în 2014. Decizia nu-i aparține lui, ci așa a hotărât guvernul printr-o ordonanță. Sunt niște drepturi câștigate și anul trecut. O parte din ele au fost câștigate și anul trecut. Ca atare au fost prinse în buget pe anul 2010, numai că printr-o ordonanță de guvern, nu știu numele, dar știu sigur că în 20 mai a fost emisă, toate drepturile salariale câștigate în instanță se vor acorda începând cu anul 2012, 2013, 2014. Acest lucru îi nemulțumește pe dascălii, care cred că hotărârea instanței trebuia să fie cu aplicare imediată.